în exclusivitate, să spunem așa, totalitatea acestei viitoare meserii. Dar nu știu ce aș mai putea să adaug eu. Și totuși voi încerca câteva cuvinte. Mă uit la dumneavoastră așa și vă văd că sunteți vii. V-aș ruga și mi-ar plăcea să rămâneți vii în continuare. Ce înseamnă asta? Că va trebui să vă adaptați la un sistem din acesta de învățământ care se dorește a fi interactiv. Adică dumneavoastră să interacționați cu profesorul. Nu să primiți mură în gură, așa într-un spirit din ăsta necritic, tot ce vi se oferă. Va trebui să vă învățați să puneți întrebări. Va trebui să învățați să puneți probleme cognitive, adică de cunoaștere profesorilor. Și nu să vă notați tot timpul, așa într-un mod din ăsta pasiv, tot ce vi se spune și hai, mergem acasă, știm tot. De ce spun asta? Pentru că dumneavoastră nu veți obține, nu veți cum să nu învăța o meserie ca oricare alta, ci vei formați oameni. Oamenii de mâine. Ori oamenii aceștia de mâine, să știți că sunt oameni cu un spirit critic, trebuie să fie cu un spirit critic deosebit. Așa au fost oamenii care au făcut ceva pe pământul ăsta în știință, în artă, în cultură, în ce doriți dumneavoastră. Au fost vii. Adică au citit, au studiat și și-au pus ei probleme pentru a pune probleme celor care îi învață. Cei doi sunt parteneri. Cei doi, că unul e la catedră și unul e în bancă, ei sunt parteneri în actul de cunoaștere. Și dumneavoastră va trebui să-i învățați pe ăștia micii să fie vii și ei. Și nu să primească așa, exact cum își rănesc păsările, hrana, copiii cu bucățile acelea de carne și cu asta basta.